Astăzi Biserica Ortodoxă prăznuiește pe unul din cei mai mari mucenici, și anume pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Acest mucenic vrednic de laudă s-a născut în cetatea Solonul sau Tesalonic din nordul Greciei. Tatăl său a fost voievod și comandant al cetății Tesalonicului și era creștin, dar ținea în taină dreapta credință. Pentru marea prigoană ce era atunci asupra creștinilor. El avea un copil la nume Dimitrie, pe care l-a crescut de mic în dreapta credință și în dragoste pentru Iisus Hristos. Tatălui Dimitrie avea în casa lui două icoane frumoase, pictate cu chipul Domnului nostru Iisus Hristos și a Preacuratei Maicii Sale, la care se închina el și soția sa adeseori. La aceste icoane duceau părinții copilul încă din frage de copilărie, ca să închină Mântuitorului și Maicii Domnului, învățându-l să se roage și descoperindu-lui taina cea adevărată a credinței. De când era Sfântul Dimitrie în vârstă de 20 de ani, a murit tatălui binecrenciosului voievod al Tesalonicului. Auzind aceasta, împăratul Maximilian a chemat la el pe Dimitrie, fiul voievodului, pe care, văzându-l înțelept și viteaz în războaie, l-a făcut voievod în locul tatălui său. Apoi Sfântul Dimitrie, mergând în patria sa, în Tesalonic, în loc să prigonească pe creștini cum îi poruncise împăratul cel păgân, a început înaintea tuturor a mărturisi pe Hristos și a învățat dreapta credință, cea adevărată. Slăvind pe Dumnezeu, cel întreime închinat, Tatăl, Fiul și Dumnezeu cu Duh. Astfel el s-a făcut tesalonicenilor ca un alt apostol Pavel, căci pe mulți îi aducea la cunoștința adevărului, risipind închinarea la idol. Iar împăratul cel păgân Maximilian, întorcându-se biruitor de la un mare război contra știților și a sarmaților, a venit să aducă jertfă necuraților zei în cetatea Tesalonic. Cu acest prilej l-a chemat și pe Sfântul Dimitrie să jertfească zeilor înaintea tuturor celor de față. Atunci viteazul ostaș al lui Hristos a înțeles că a sosit ceasul să mărturisească înaintea tiranului împărat credința cea adevărată în Dumnezeu. Pe Dumnezeu cel adevărat care a făcut cerul și pământul, toate cele văzute și cele nevăzute. Apoi și-a adus aminte de cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care zice: cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturisește spre mântuire. Adică nu-i de ajuns să crezi în taină în Dumnezeu, ci trebuie să mărturisești cu cuvântul în public ca să te poți mântui. Această credință cu darul Sfântului Duh, având-o Dimitrie în inima sa încă din pruncie, a ieșit în mijloc și a mărturisit cu mare îndrăzneală că nu zeii cei necurați, ci Dumnezeul creștinilor este adevăratul Dumnezeu. El a făcut cerul și pământul. Pentru nemăsurata sa milostivire a trimis pe Fiul său în lume și a luat trup omenesc din Fecioara Maria, dar fără de păcat. Și a mântuit pe oameni din robia diavolului prin moartea sa pe cruce și prin învierea sa cea de a treia zi. Auzind aceasta, împăratul, că Dimitrie, în loc să laude pe zei cei necurați, a mărturisit că Hristos este Dumnezeu cel adevărat, s-a mâniat tare și l-a aruncat în temniță spre judecată și osândă la moarte. Într-o zi, împăratul, făcând mare spectacol în aer liber după obiceiul romanilor, a pus pe un vestitor luptător, și anume Lii, cu numele să se lupte cu creștinii pe un pod înalt și să arunce jos în niște surlițe cu vârful în sus ascuțite spre veselia spectatorilor. În acest timp, Sfântul Dimitrie era păzit în temniță din ordinul împăratului celui păgân.
Atunci un tânăr, creștin cu numele Nestor, ucenicul Sfântului Dimitrie, s-a aprins de râvnă pentru Dumnezeu și, nemaiputând să rabde uciderea creștinilor pe nedrept, s-a dus în temniță la Sfântul Dimitri și a spus: Rogul lui Dumnezeu, mare nedreptate, se face împotriva creștinilor. Deci roagă-te pentru mine că vreau să lupt cu lie și să izbăvesc sângele nevinovat al creștinilor. Sfântul Dimitri, fiind legat în lanțul, a binecuvântat pe Nestor și, însemnându-l cu semnul Sfintei și de viață făcătoare cruci, i-a zis: du-te, frate, și te luptă cu lii, că pe lii vei dirui și pe Hristos, Dumnezeu, îl vei mărturisi. Tânărul Nestor, fiind întărit cu rugăciunea Sfântului Dimitri, și-a făcut cruce și, ducându-se în acea priveliște, a strigat cu glas mare: vreau să lupt cu lii. Zadarnic încercau toți să-l oprească pe Nestor la luptă cu lii, că el striga în auzul tuturor: vino, lie, să te lupți cu mine. Apoi, începând a se lupta, el a zis fericitul Nestor: Dumnezeul lui Dimitri, ajută-mi! Și îndată cu rugăciunile marii mucenic, Dimitri l-a aruncat pe lie în sureții și l-a omorât. Atunci împăratul, mâniindu-se, a poruncit să-i taie capul Sfântului Nestor, împlinindu-se prorocia dascului său Dimitri. A trimis apoi ostași în temniță să-l ucidă cu sulițe și pe mare mucinic Dimitri, și văzând că el că i-a sosit sfârșitul, s-a închinat și a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate. Apoi și-a ridicat mâna dreaptă în sus și a fost prepus cu sulițele de ostași în tot corpul, dându-și sufletul în mâinile lui Hristos, Dumnezeu pe care l-a mărturisit. În clipa aceea, un alt ucenic al său a luat mantia și inelul Sfântului Dimitrie, înmuindu-l în sângele mucenicului, tămăduia pe cei care erau bolnavi și care se atingeau de hainele lui. Iubiți credincioși, ajungând împărat, Sfântul Constantin cel Mare, care a dat libertate tuturor creștinilor, s-a făcut o mare biserică de lemn în Tesalonic peste moaștele Sfântului Mucenic Dimitrie, unde alergau mulți credincioși, orbi, șchiopi, bolnavi de tot felul, și cu rugăciunile Sfântului se întorceau sănătoși la casele lor. Printre aceștia a fost și un dregător împărătesc anume Leonti, care venind la biserica Sfântului Mare Mucenic, s-a făcut îndată sănătos de boala lui. Drept mulțumire a început să sape o biserică mai mare să zidească din piatră, în locul acelei de lemn, în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitri. Și pe când Sfânt Paul la temeniile bisericii, cu rânduiala Bunului Dumnezeu, au fost descoperite racla cu moaștele Sfântului Mucenic Dimitri întreg și neputrezit, care s-a mirosit miros de bună mireasmă. Cei care erau de fază se ungeau cu mirul cel care l-a găsit și toți se vindecau. Biserica făcută de Sfântul Leonti a fost mărită mai târziu, ajungând cea mai mare și mai veche biserică din orașul Tesalonic, adică din Grecia, care se păstrează cu unele modificări până în zilele noastre. Tot Leonti, fiind iubitor de Dumnezeu, a făcut oracle nouă de argint și așezate în ea moaștele Sfântului Dimitrie, care se păstrează și astăzi în altarul Bisericii Mari din Tesalonic. Un alt lucru minunat s-a întâmplat și în timpul împăratului Justinian cel Mare. După ce a răzidit Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, împăratul voia să aducă în ea moaștele Sfântului Dimitrie de la Tesalonic. Deci, trimițând câțiva clerici și credincioși la biserica sa, când se atinge de raclă, îndată a ieșit din ea foc și o scânteie, încă toți au căzut cu fața la pământ, neștiind ce să facă. Apoi un glas din s-a auzit: stați și nu îndrăzniți. Cuprins de spaimă și aciutietare la Sfântul Dimitrie și luând puțin pământ din biserica lui, s-au întors înapoi în Bizanț. Altădată era o mare secetă și foamete în Tesalonic, atunci Sfântul Dimitrie călare pe un cal, se arăta corăbierilor
care transportau grâu de pe mare și zicea, duceți grâu în cetatea mea, Tesalonic, căci este mare lipsă acolo. Tot în viața Sfântului Dimitri se spune că era un paraclisier, anume un Nisipor, la biserica sa, care se îngrija de sfintele sale moaște. Dar având obiceiul să fure din darurile aduse la biserică de credincioși, sfătuindu-l mult preoții, el n-a luat în seamă de aceasta și mereu lua din cele aduse de oameni. Odată pe când lua din cele care i-a dus credincioșii, a fost pedepsit de Sfântul Dimitrie și a căzut jos greu bolnav. Atunci rugându-se preoții pentru el și mărturisindu-și el păcatul, s-a făcut sănătos îndată. Altădată, înăvălind bărbarii și se prade orașul Tesalonic și toți creștinii plângeau la moaștele Sfântului Dimitrie, ca să-i scape de robie și de moarte. Dar într-o noapte s-a văzut doi tineri luminați, trimiși de Mântuitorul, să poruncească Sfântului Dimitrie să plece din cetatea sa, adică în Tesalonic, și să lasă orașul în mâinile păgânilor pentru păcatele poporului. Dar Sfântul Dimitrie n-a voie să părăsească patria sa, ci rugându-se mult lui Dumnezeu pentru creștini, îndată oastea păgânilor s-a depărtat și Tesalonicul a scăpat de distrugere și de robie. Și multe asemenea semne vindecări de boli și fapte minunate făcea Sfântul Mucenic. Pentru toți cei care legau cu credință și cu dragoste la sale Sfinte Moaște. Iubiți credincioși, astăzi Sfântul Dimitrie mărturisește cu tărie pe Hristos înaintea păraților și a păgânilor. Astăzi Lie, sluga Întunericului, este învins, iar fiii luminii sunt izbăviți. Acum diavolul a fost biruit, iar Sfinții Dimitrie și ucenicul său, Sfântul Nestor, care se roagă în cer pentru noi, sunt muciniciți. Astăzi mucenicul lui Hristos Dimitrie este împus în coastă, ca și stăpânul său Hristos și se jertfesc pentru Evanghelie ca un miel nevinovat. Deci să rugăm așadar pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, care a pătimit pentru Hristos Dumnezeu, să mijlocească înaintea Preasfintei Trei pentru mântuirea sufletelor noastre în vecii vecilor. Amin.